Teme deschise cu Marina Dumitrescu. Bună seara și bine v-am găsit în noul an, pe care vi-l doresc îmbelșugat și plin de realizări. Emisiunea de astăzi vă propune o ediție specială, în care muzica este invitat de onoare. Mai exact e vorba de muzica europeană veche, pe care grupul Truverii o pune în valoare cu sârg și talent de 15 ani. Nu voi prelungi introducerea, mă grăbesc să-i dau cuvântul lui Mihai Serghei Todor, invitatul meu de astăzi, inițiatorul și sufletul acestei formații, care aduce în plin secol 21 crâmpeie autentice de creație poetico-muzicală medievală și renascentistă, demonstrând savoarea ei neepuizată. Dar, înainte de toate, să-i cunoaștem mai bine pe Truveri. Îl ascultăm pe Mihai Serghei Todor. De fapt, conceptul Truverilor este un concept foarte vechi, cam de 25 de ani, sau poate chiar mai vechi înainte de asta. Începe primul festival medieval din România. Era ca un spectacol cu muzică de inspirație medievală și poezie medievală. Pe stradă, jucând, și se numeau Truverii. De fapt, de aici a plecat, pentru că noi am jucat la Sighișoara, a plecat și ideea festivalului medieval de la Sighișoara, pentru că eu sunt unul dintre inițiatori. Uh-huh. Ca trupă, că atunci, la vremea respectivă, era compania de artă Studio 24, o companie de teatru, la care nu făcea numai teatru, muzică, dans, multe lucruri în câmpul acesta artistic. Trebuie să subliniem că ești regizor de formație și de profesie, deci ești și regizor, pe lângă faptul că ești liderul acestui grup de muzică veche. Da, sunt regizor. Și poate atracția vis-a-vis de medieval a fost că peste tot unde am fost în spațiile acestea medievale, în cetăți medievale, am simțit ceva care mă atrage, s-ar putea să-i fost cândva într-o altă viață un trubadur sau un artist medieval oricum, și de aceea este această atracție vis-a-vis de tot ce înseamnă partea medievală, ca și muzica. Și normal, muzica aceasta medievală o privesc nu neapărat ca un muzician, ci din punct de vedere teatral, pentru că ea însoțit de fiecare dată diverse evenimente ale vieții, fie cele legate de trecerea noastră prin viață, fie de evenimentele religioase, fie spectacolele de la vremea respectivă. Toate aduceau un plus de frumusețe și de bucurie pentru oamenii care o ascultau. Te întrerup un pic. Arta medievală, toate formele de artă medievală sunt destul de puțin cunoscute și mai ales prost cunoscute. Evul Mediu, în mod incult, este asociat ideii de sumbru. De fapt, Evul Mediu este foarte vivace din punct de vedere artistic. Da, trebuie să recunoaștem că există o cât de cât oculare. E adevărat, eu o lumină mai sumbră asupra Evului Mediu, având în vedere că la vremea respectivă erau boli, erau războaie, dar pentru ca să compenseze acest lucru, normal, erau o serie de artiști care, prin muzică, prin spectacole de teatru care se jucau în stradă, căuta să aducă bucuria oamenilor. Să nu uităm că, totuși, o parte din spectacol de teatru, în momentul când religia a dat voie, erau legate de evenimente religioase. Mistere medievale care au imagini și întâmplări biblice sau spectacole vivante ale momentelor importante din Biblie. Ca după aia să apară teatrul comic care preia și aduce în scenă, de fapt pe stradă, momente umoristice ale vieții sociale. Ca oamenii să râdă, să se simtă bine, sau momente cavalerești și bucurau pe oameni, indiferent dacă erau bogați sau săraci. Mihai Serghei Todor, vorbim deci despre muzica veche. Acum revenim la profilul acestui grup Truverii, pe care deci îl susțineți consecvent de atâția ani, de peste 15 ani. De fapt, înainte de asta o să te rog să spui din cine este compus acum acest grup. Componența grupului, în afară de mine, este unul dintre fondatorii grupului, Carmen Mărunțelu Todor, care este inginer și sociolog în același timp, căruia am reușit să insuflu la un moment dat această bucurie a muzicii medievale, a muzicii vechi. Apoi mai avem pe Valentina Coțofană, care este muzician, este violonistă, Alexandra Marinescu, studentă, tot în zona asta culturală, și Ioana Manolache, tot muzician, la violă. Și mai avem un băiat nou cu care colaborăm, Almoș Gașpar, care e tot muzician, care e din Sfântul Gheorghe și care face și muzică de teatru, printre altele.
Spune-mi, te rog, cum te-ai reprofilat sau te-ai profesionalizat totuși în muzică? Pentru că, după cum vom asculta pe parcursul acestei emisiuni, ceea ce faceți este deja de nivel profesionist. Ați luat-o însă încet, încet. Cum ai ajuns totuși un profesionist și nu oricare, ci al muzicii vechi? Nu pot să spun chiar că sunt un profesionist al muzicii vechi, ci un artist care înțelege muzica veche, pentru că este, în primul rând, muzica veche trebuie să o înțelegi. Și este și o iubire pentru muzica veche, pentru că de fiecare dată când ascult diverse bucăți muzicale, e o descoperire și ajungem să descoperim și să ne placă și să ne dăm seama acolo unde se înseamnă interpretare vie sau interpretare, să zicem, între ghilimele, moartă, pentru că sunt destul de multe interpretări, luate partitura, se interpretează așa și deci asta nu mai este numai legată de ceea ce însemna spiritul din perioada medievală. Ceea ce încerc eu prin muzica pe care o luăm, o preluăm și o facem, este tocmai să aducem bucuria de atunci a muzicii și viața muzicii de atunci. Nu o simplă interpretare a unei bucăți muzicale rămase din vremurile respective, ci aducem și spiritul muzicii respective. În acest sens, însă, lucrați constant. Cercetați, vedeți, vă plimbați, căpătați experiență ca să fiți din ce în ce mai competitivi, aș spune chiar. Da, este o anumită cercetare, o anumită căutare, fie prin cărți, fie când reușim să ajungem în afara granițelor, de fiecare dată stăm și căutăm să ascultăm și orice moment și posibilitate de a asculta muzică veche este extraordinară pentru noi. Noroc că este și internetul, pentru că la un moment dat ne ducem și căutăm și caut niște formații, caut muzică veche și ascult. Și rămâne așa să ascult mult timp până la un moment dat una dintre bucăți îmi spune ceva și zic, a, asta este ceva, asta trebuie să o facem și noi, în felul nostru. Pentru că spune ceva, caut după aia despre melodia respectivă, cine, cum e, ce este, ce spune, de când e. Adică e o căutare până să pornim exact să o cântăm. Și apoi încep repetițiile, începe lucrul pe respectivele piese în grupul vostru care, pe lângă voci, are și foarte multe instrumente. Înainte să ascultăm prima grupare de piese, spune-ne, Mihai Serghei Todor, câte instrumente aveți și precizăm că sunt toate instrumente vechi, nu? E greu să spun câte instrumente avem, că tot adunăm de fiecare dată o serie de instrumente care stau, să zic așa, în În așteptare, așteptare. pentru că urmează să le introducem, pentru că trebuie să învățăm mai întâi bine să cântăm la ele, dar avem instrumente de suflat, flaute verticale, diverse tonalități, cimpoi, fluiere și caval. Apoi avem o mulțime de tipuri de percuții, glockenspiel, tamburine, tobe, djambeuri, darbucă, tobă medievală, deci toacă, sunt o mulțime de instrumente de genul acesta, instrumente cu corzi, dintre cele vechi sunt cea care e sinfonia, care este un instrument tipic medieval, rebec, iar un instrument tipic medieval și instrumente tradiționale cunoscute de la noi, vioara și viola, pe care sperăm la un moment dat să le înlocuim cu ceea ce este mai aproape de perioada respectivă a cântecelor pe care le cântăm, adică cu fidulă și viola da gamba. Mai avem chitară, care iarăși suntem în pregătire de a schimba-o cu o guitar liut și cistern, buzuc irlandez și tot adunăm instrumente ca să sune cât mai autentic. Nu m-am înșelat, sunteți profesioniști. În orice caz, tot ceea ce faceți este de natură profesionistă. Sigur că, evident, vă îmbunătățiți cu trecerea timpului și cu acumularea experienței. Facem o primă întrerupere, Mihai Serghei Todor, ca să-i ascultăm pe Truveri de pe două CD-uri foarte frumoase, apărute acum un an și ceva. CD-uri cu muzică veche europeană laică, dar și religioasă, dintre care o bună parte dedicată sărbătorilor iernii, în special Crăciunului și acestei perioade sărbătorești prin care trecem acum. Propun două prime piese, te rog să ne spui despre fiecare două vorbe. Primele două pe care le propunem sunt din repertoriu francez vechi. Da, este vorba despre Un flambeau Jeannette Isabelle, un cântec, un colind provençal din secolul XVI. El a fost dus la un moment dat și în Anglia și acolo este cunoscut ca Bring a Torch Jeannette Isabelle. E recunoscut ca fiind cântec provençal. Este un cântec care ne place foarte mult. Vorbește despre exact despre nașterea Domnului și acest spirit al bucuriei nașterii Domnului. Ah!
Acum, Entre le Boeuf et la Negri, tot un cântec din Franța, din secolul XVI, e un cântec deosebit, prelucrat de noi puțin altfel. Se cântă atât acesta și cel pe care l-ați ascultat înainte, se cântă încă în Franța foarte mult, cântă și copii, iar Entre le Boeuf et la Negri a rămas și ca un cântec de leagăn actual și se cântă și în tot cursul anului. Thank you.
Mihai Serghei Todor, ascultându-i pe Truver, ne dăm seama într-adevăr ce bogăție reprezintă această muzică medievală de care vă ocupați voi, care, trebuie să subliniem, este totuși muzică anonimă. În mare parte este muzica anonimă. Acum pot trebui să fac o mică rectificare, da. Nu este numai vorba numai de muzica medievală, este și muzică renașentistă, da, și muzică tradițională, pentru că în tradiția, multe bucăți muzicale au rămas în tradiția respectivelor locuri, încă din Evul Mediu, așa cum e la un moment dat un cântec pe care noi l-avem în repertoriu și e un cântec pe care îl cântă cam toți muzicienii de muzică veche în toate festivalurile și se cheamă Ai vis Lolop. E un cântec din Evul Mediu care a rămas în tradiție și s-a transmis încet încet până la ora actuală. Și de aceea noi am căutat de fiecare dată câte un cântec care să spună ceva și care oarecum este mai aproape de om. Nu ceva care este depărtat. Grupuri de acest gen, în afară deci de grupurile instrumentale, există mica orchestră de muzică veche binecunoscută, dar grupuri de genul celui pe care îl aveți voi, al truverilor, mai există în România? Da, mai există, trebuie să spun, unul dintre primele grupuri de genul ăsta de la noi din România, nu suntem noi neapărat, e Nomen Est Omen, apoi a mai apărut la Nomen Est Omen din București, apoi a mai apărut în țară, este Huniadi Cantores din Hunedoara, de chiar de la Castel, de acolo, și Eternum. Acum sunt câteva grupuri de genul ăsta de muzică veche care preiau muzica veche și o aduc în actualitate. Este o modă din ce în ce mai răspândită. O numesc modă fără să asociez un sens peiorativ. De altfel, chiar în pregătirea acestei emisiuni, ascultam pe YouTube câteva piese ale grupului Concertul Națiunilor al lui Jordi Savall, care preiau o bună parte din repertoriul pe care îl folosiți și voi. Nu am găsit multe elemente comune. În toată lumea există mult mai multe grupuri de muzică medievală și care preiau muzica medievală și renașentistă. Unele sunt de nivel, să zic, superior, de nivel de Ateneu, și altele sunt grupuri care cântă mai mult în stradă, în festivalul medieval, se apropie mai mult de teatrul popular. Deci de-aia sunt deja două grupuri de... Două paradigme chiar. Exact, unii care cântă mai mult în sală, într-un spațiu elitist, să le zice, și grupuri care cântă pentru cei mulți. Din păcate, o parte din, părerea mea este că o parte dintre grupurile acestea cântă la un moment la un nivel care, în loc să aducă publicul la muzică, la un moment îl respinge pentru că mulți nu îl înțeleg. Se cântă exact cum am mai zis, după note. Nu e vorba să despre trupa lui Jordi Savall, care este extraordinar când asculți, dar oamenii trebuie să înțeleagă mai întâi de la trupe ca noi, să înțeleagă despre muzică și apoi să se ducă mai departe, să asculte ceva deasupra și să vadă, da, ia uite ce interesant, că uite, eu cânt alt stil, la un alt nivel. Trebuie să facem, aducem pe oameni pe calea asta și să înțeleagă. Și am avut surpriza de foarte multe ori când am cântat, foarte multe lume care venea și ne mulțumea pentru că le-am adus muzică pe care ei n-au avut ocazia să o asculte nici când. Și ceva au zis, dom'le, e ceva deosebit, cum putem? Puteți să ascultați și alte bucăți, dar fugiți de multe ori, pentru că au de multe ori, muzică medievală, e plictisitoare. Nu e plictisitoare, trebuie să o descoperi. Și atunci dacă o descoperi și îi ajutăm să descopere, atunci o să se vor întoarce de la muzica simplă și facilă mai degrabă, se vor întoarce spre să caute muzica, să caute ce are bucuria muzicii din diverse epoci. Vom vedea imediat și pe unde o căutați, în continuare vom reveni. Deci, frecventați, căutați aceste piese cu care v-ați făcut un repertoriu destul de vast, truverilor, cam peste tot în Europa, deci există zone extrem de diferite. În câte limbi cântați? Sau care sunt limbile în care cântați? Păi, cântăm destul de mult, deci în franceză, în dialect puliez din Italia, în engleză, în germană avem în suedeză, în dialecte din Franța, adică provențală, gasconă și bretonă. Dar și în latină. Și latină, normal că mare parte din muzica medievală este în latină și chiar și în latină mai populară, pentru că cântecele din o serie de culegeri din vechime erau o combinație de limba locală cu limba latină.
Ce interesant, iată în câte limbi vă plonjați prin această muzică deosebit de frumoasă. Mai prezentăm următorul grupaj de piese, Mihai Serghei Todor. Este vorba de o piesă în engleză și una chiar în latină. Deci e vorba despre The Holly and the Ivy, un cântec din secolul XVIII din Anglia. Ea iarăși a fost purtată normal de emigranți în Statele Unite și acolo se cântă foarte mult și pe străzi și peste tot și preluată și în repertoriu actual. Dar nu ne-a plăcut și ne-am îndrăgostit de bucata asta. E adevărat, până să o punem noi, am ascultat foarte multe bucăți și unele chiar foarte frumoase și am zis, nu prea ne mai venea după aia să ne mai facem și noi să o cântăm. Și totuși ați făcut-o și iată ce frumos sună. Următoarea bucată este Cunctisimus Concanentes, un cântec din Libru Vermel de Montserrat, o culegere din Catalunia, din Mănăstirea Montserrat de lângă Barcelona. Exact, Mănăstirea Montserrat. O culegere datată a fi secolul XIV, cântecele, dacă e o culegere, s-ar putea cântecele să fie și mai vechi, o culegere a pelerinilor care treceau pe acolo și se duceau să către Santiago de Compostela. Altfel spus, e Cartea Roșie de la Mănăstirea Montserrat. Cunctisimus Concanentes, să cântăm cu toții Ave Maria. Ave
Ai amintit, Mihai Serghei Todor, de această carte roșie de la Monserrat, care este un fel de culegere de cântări medievale, anonime, al cărei autor este anonim sau ai cărei autor sunt anonim. În orice caz, este interesant că în introducerea acestei cărți, acest autor anonim dedică în mod clar această colecție de cântări pelerinilor, pentru ca să cânte și să danseze în scopul de a rămâne treji pe timpul nopții în Biserica Sfintei pe Fecioare de la Monserrat, citez acum, dar și pe timpul zilei. Cântările nu vor fi permise în biserică decât dacă sunt pioase și caste. Trebuie cântate cu grijă pentru cei aflați în rugăciune sau pioasă meditație, pentru ca ei să nu fie perturbați. Iată ce frumos se îmbina religia, credința, care era extrem de vie la vremea aceea. Dacă Evul Mediu se caracterizează prin ceva, este această relație a omului cu Dumnezeu absolut permanentă. Dar în același timp, oamenii știau și puteau și să se delecteze, aș spune, nu să se distreze, să se delecteze prin muzică, prin poezie, prin teatrul popular de care pomeneai. Mergem mai departe cu povestea truverilor, Mihai Serghei Todor. Existați de 15 ani neîntrerupt, nu? Ați reușit să țineți steagul sus. Da, suntem de 15 ani, de fapt din 2002, când acest proiect, care se numea Truverii, spectacol Truverii, a devenit chiar trupă. Eram la Făgăraș și acolo, la un moment dat, prezentam spectacol Truverii cu poezie, cu muzică, cu de toate și dansuri, și era pe stradă, în cetate, eram ca cei de acolo medieval, și la un moment dat organizatorii nu mai ne spuneau ca trupa Studio 24, ci Truverii, pentru că era legat de momentul spectacolului, chit că dacă noi acolo aveam și un spectacol de comedie, de arte. Și atunci a rămas trupa Truverii, care s-a îmbogățit de la an la an cu bucăți muzicale, s-a mai schimbat oamenii, au mai venit, s-au dus, cei care au fost aici a descoperit muzica, au făcut alte trupe și tot așa am ajuns să avem și un repertoriu vast și să existăm de 15 ani, bucurându-ne și bucurându-i pe alții cu această muzică. Trebuie subliniat, deci, că aveți o dimensiune de muzică laică și o dimensiune de muzică religioasă. Și asta trebuie înțeles foarte bine pe acest plan, după cum spunem, tradițional popular anonim este acesta pe care îl frecventați. Există, deci, muzică laică și muzică religioasă. Interesant este că această muzică religioasă de sorginte medievală, care s-a perpetuat de-a lungul secolelor, după cum spuneai, nu a dispărut. Asta mi se pare foarte interesant. Prin cercetările, documentările astea pe care le faceți voi, înțelegeți, cum ai menționat și puțin mai înainte, dar insist asupra acestui lucru, că n-a murit acest fond creștin al Europei. Tindem să spunem, gata, creștinismul în Europa este mort, e adevărat, mai ales în nivelul urban, orașele mari europene sunt foarte secularizate, sunt marcate de acest spirit secular, dar Europa, în profunzimea ei, nu s-a desprins total de creștinism, așa cum ar putea părea la prima vedere. Cum vedeți voi lucrurile, pentru că ați plonjat mult mai mult în problema asta? Este decreștinată Europa total? Ea este, rămâne în continuare o Europa creștină. Europa, e adevărat, sunt niște tendințe ale libertății de credință și nu e vorba de o negare a ceea ce înseamnă tradiția creștină, a tradiției creștine, ci faptul că încercăm să înțelegem puțin diferit și să adaptăm timpurilor această credință. Adică la un moment dat nu mai trebuie să fim într-o stare habodnică, ci trebuie să înțelegem că Dumnezeu e sus, e unic, indiferent în ce mod îl privim. Interesant e că pe parte muzicală, cam tot ce înseamnă această iubire, muzica aduce foarte mult, pentru că indiferent în ce limbă, în ce se cântă, de ce parte este muzica, muzica e frumoasă și place tuturor. De aceea, la un moment dat, bucăți medievale religioase au rămas în continuare, se cântă în diverse locuri, se cântă în biserică. Chiar asta vreau să te întreb, poate știi, în care dintre zone sau dintre țări este încă vie această tradiție a cântărilor, de pildă de Crăciun, a colindelor și așa mai departe? Se poate face așa o diferență între țările europene
Apusene, la ele mă refer, pentru că acolo e problema. Acolo acuzăm noi totuși o pierdere a acestei dimensiuni creștine. Deci în Franța, eu zic în mare parte în Franța, dar nu neapărat în zona cea mai dezvoltată Sigur. din Franța, în provincii, să zicem, așa, acolo este încă rămâne această credință și a colindelor și este extraordinar. În Anglia, de asemenea, se cântă și e frumos. În unele zone din Spania și chiar Portugalia. Și în Italia am descoperit, tot căutând, am descoperit, de fapt, în sudul Italiei este o zonă extraordinară când se fac aceste Ieslea. ieslea, deci ieslea, se face ieslea de naștere și în jurul ei se cântă cântece religioase, cântere de Natale și superbe, unele mai vechi, unele mai noi, dar se cântă. Pe tot parcursul anului există această întoarcere către religie, pentru că fiecare localitate de acolo are un patron, un sfânt, și de fiecare dată de ziua sfântului se fac serbări. Iată, astea sunt vești bune și eu consider că nu a pierit sentimentul creștin în Europa. Este o aparență, ea se petrece într-adevăr la nivelul orașelor mari, dar dans le pays profond, cum se spune în franceză, în adâncul acestor țări, tradițiile acestea supraviețuiesc și cred că încă multă vreme de aici încolo vor supraviețui. Ne oprim acum, Mihai Serghei Todor, împreună cu Truverii, la două piese laice de asta dată, ca să vedem puțin cum se petrec lucrurile și în acest domeniu. Este vorba despre un cântec francez, mai bine zis gascon, în dialect gascon, de secol XVI, și despre o piesă din altă colecție interesantă a creației vechi europene, Carmina Burana. Să vorbim despre fiecare câte puțin. Prima bucată pe care o să o prezentați este Margot va pas dansar sau Margot nu vrea să danseze. Într-un dialect gascon, am avut ocazia să ascultăm o trupă numită Trobariți, Trobariți Doc sau cam așa ceva, niște fete care au voci superbe, care cântau în dialectul lor de zona occitană. Occitania este, cuprinde Provence, Gasconia și încă o regiune. Am căutat traducere efectivă, am găsit textul, am căutat traducerea în franceza, ceea ce spune acolo în acest dialect. În mare parte pot să spun că e vorba de Margot care nu vrea să danseze și îmi place să povestesc de fiecare dată că nu se știe de ce nu vrea să danseze, pentru că poate nu erau saboții, nu se potriveau sau poate pentru că băiatul care o invitase la dans nu-i plăcea. Margot vo pas danser, Margot dansera pas. Margot vo pas danser, Margot dansera pas. Que n'age verre par des slopes, que n'age verre par des slopes. Los slopes qui sont venus, Margot c'est l'usame du. Truc maloca, la luz de la candela, luz vera dansa Margot. Margot vo pas danser, Margot dansera pas. Margot vo pas danser, Margot dansera pas. Que n'age verre par des slopes, la luz de la candela. La que na yo veré par de esclop.
Margovo pa dansar. A doua bucată este foarte laică, pentru că e vorba de Codex Buranus, de fapt așa se numește la origine, ceea ce știm noi Carmina Burana, găsită într-o mănăstire benedictină din Germania, și Carl Orff a preluat bucata pentru că era în perioada romantică și a reorchestrat-o și a pus-o, să zicem, în orchestră sub formă de Carmina Burana. Noi am căutat să găsim varianta chiar de atunci, medievală. E o culegere de cântece profane de lume. Ele cuprind, au trei secțiuni: cântecele de beție, cântece de ochiate și cântece moralizatoare. Acum, în culegerea respectivă, din păcate, nu toate au partea muzicală pusă, au textele, se găsesc, unele s-au găsit numai, au rămas numai textul ca poezie, dar nu. Și se improvizează muzica sau nu se pun pe muzică? Unii au preluat și au căutat să improvizeze. Ceea ce o să vă prezentăm este Bache bene veniez, Bache bine că există, că ne-ai adus o licoare cu care ne simțim bine, pătrunde în Bacchus, adică. Da, Bacchus, că pătrunde în venele noastre și ne simțim bine. De fapt, e un cântec dedicat vinului și ceea ce înseamnă prin vin și o bucurie și nebunia care ne aduce la un moment dat când ne lăsăm prinși de meregele licorilor lui Bacchus. Bache bene veniez gradus et optatus, per quem noster animus vit letificatus. Hic ut vinum bonum vinum vinum generosum, credit vinum gurialem probum animosum. Hic ut vinum bonum vinum Slendi, slendi, scurlas, dolores, convertio un
Mihai Serghei Todor, ne apropiem de sfârșitul acestei întâlniri. Sper că ascultătorilor le-a făcut plăcere să vă audă. Voi face spectacole foarte susținut, poate nu foarte frecvent, dar susținut, să vă urmărească pe Facebook. Aș vrea să se încheiem cu două colinde românești foarte frumoase și care sunt foarte potrivite acestui moment de trecere între ani, pe fundalul, bineînțeles, sărbătorii Sfinte a Nașterii Domnului. Colindele sunt dintr-o culegere de cântece maramureșene pe care am reușit să găsim la Muzeul Săranului Român. E acolo, este interesant, au o librărie cu foarte multe lucruri adunate și este interesant, e bine de studiat pentru cei care îi interesează. Profesioniștii de la Muzeul Țăranului fac în așa fel încât tot ceea ce trece pe la ei, atât ca material de vânzare, cât și ca expunere, să fie autentic. Asta poate fi o garanție. Primul cântec este Veste bună, gazdă bună, o combinație dintre un cânt, să zicem, cântec religios și laic, pentru că vorbim foarte mult și despre partea bucatelor și lucrurilor pământești, dar care vin cu odată cu nașterea Domnului și bucuria aceasta că s-a născut Domnul. Este colo-colo după deal, se află un bătrân păcurari, de fapt e Moș Crăciun, care vine și străbate dealul înzăpezită să ne aducă bucurie. Mihai Serghei Todor, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea Teme Deschise. Totuși, o ultimă întrebare pentru sfârșit. Ce aveți în proiect? Acum, ca spectacole, ceea ce avem cât de curând, avem această colaborare extraordinară cu Opera Comică pentru Copii, unde am avut deja o serie de concerte, un concert peregrinație, un concert de rituri de trecere, cu muzica riturilor de trecere din toată Europa, Omule Pomle se numea, și Cantus Iberus, colinde și cântece dedicate nașterii Domnului, adunate din Europa, secolelor 13-19. O colaborare extraordinară a fost cu Opera Comică pentru Copii. Lor le-a plăcut și să sperăm că o să mai colaborăm și anul viitor, pentru că îi îmbucurăm pe copii. Important copii să-i aducem și să înțeleagă. Și îi vedem cum reacționează acolo și cât de fericiți și bucuroși și dansează cu noi. Iar pentru la anul avem două albume, un lucru, un album care înseamnă 15 ani cu înregistrări remixate din toate înregistrările pe care le-am avut de-a lungul celor 15 ani și un album nou, Peregrinatio 2, cu cântece noi pe care nu le-am reușit să le avem înregistrate încă. Colo, colo, tu, colo, 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 colo,
Cu acest frumos colind românesc vechi, încheiem ediția specială a Temelor Deschise, dedicată grupului de muzică veche Truverii. Sper că v-a plăcut ce ați ascultat. Împreună cu invitatul meu, Mihai Serghei Todor, vă urăm din suflet la mulți ani!